proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. Între Piața Unirii și Pasajul Mărășești, peste drum de Mănăstirea Radu Vodă, înălțată pe o colină, se află o biserică mititică, la care ajungi urcând cele 33 de trepte, vârsta din urmă a lui Iisus Hristos. Lăcaș mic, dar infinită iubire pentru om și pentru credință. Aici, preotul paroh, profesor Ionuț Bărbulescu și diaconul Daniel Gheorghe istorisesc cu multă afecțiune povestea Bisericii Bucurciobanul, cea întemeiată de însuși cel care a dat nume capitalei României. În 1416, Mircea cel Bătrân, pe locul bisericii din lemn, construită de către ciobanul Bucur, a ridicat o biserică din zid. Faptul acesta îl știm și după o copie a unei pisanii, o pisanie originală care a fost îngropată în fundația pridvorului Mănăstirii Radu Vodă, și cel care a copiat-o a subliniat faptul că Mircea cel Bătrân a zidit o biserică din zid în locul bisericii din lemn a ciobanului Bucur. În jurul anului 1595, turcii conduși de Sinan Pașa au ocupat Bucureștiul, au incendiat biserica ce fusese construită de Mircea cel Bătrân în 1416 și au înălțat cu 2 metri de pământ colina acesteia pentru a apăra Mănăstirea Radu Vodă, locul de unde își conduceau luptele. Biserica urma să fie rezidită de călugării Mănăstirii Radu Vodă în timpul egumenului Atanasie, la început de secol XVII. Pereții bisericii nu au fost niciodată pictați, așa cum sunt celelalte biserici ortodoxe, poate și pentru că istoria sa a fost teribil dezbuciumată. Însă enoriașii au dăruit biserica cu icoane de o frumusețe și o sfințenie aparte. S-a dorit ca să se păstreze așa aspectul unei odăi țărănești, dar care este evidențiată tocmai prin valoarea sfintelor icoane. Aceste icoane au fost dăruite în anul 1938, atunci când, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, a avut loc și resfințirea bisericii de către credincioși. Ceea ce contează cel mai mult, așa, consider eu că este valoarea pe care o dau credincioșii acestor sfinte icoane prin credința pe care o arată față de ele. Și nu de puține ori am întâlnit oameni venind și rugându-se, găsind aici, în mijlocul Bucureștiului, într-o agitație așa a vieții, găsind liniștea. Catapeteasma actuală a fost pictată în anul 1705, dată însemnată pe icoana Sfântului Ioan Botezătorul, aflată în stânga acesteia. Anul trecut, la 1 august, Biserica Bucurciobanul, cu hramul Sfinților Ierarhi, Alexandrin, Atanasie cel Mare și Chiril, a fost dăruită cu părticele din sfintele moaște ale ocrotitorilor ei, spre bucuria sufletească a tuturor celor care pășesc în acest spațiu sacru. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.